Suntem în culise la concert. Ok, m-am dus să mă schimb. Gata, mama. Abonați-vă la canal. Puneți like. Subscribe. Aproape. Și-o spun la microfonul ăsta, eu și trebuie. Salut! Asta și-mi vreau. Și sunteți la un concert pentru copii. Cum dispoziția? Gata de concert? Da. Asta dispoziție la tine. Sunteți gata să ne distrăm împreună? Da! 3, 2, 1. Azi e ziua mea. Hai să le fac TikTok. Ok. O scris simbru TikTok. Ok. Deci noi cum suntem la înregistrări la Sisambro, să registrăm o nouă piesă de Crăciun pentru voi. Și în curând o să vină și Nicoleta, Liviu, Noua, alți prieteni de-a mei. Și o să vă arăt acolo și o să mergem în curând să înregistrăm. Și peste o oră cred că o să vină Nicoleta, Liviu și Noua. Sperăm. Bună ziua! Salut! Ce faci? Bine, pregătiți de înregistrări. Da? Ok. Este camera? Este. Aveți camera? Se teledansează. Deci, ce este? De la dansuri, au mâine campionă. Ce? Salut! Salut! La revedere! Pa, pa! Joi, ne vedem! Da. La revedere! Pa! Ok, eu mă duc să înregistrez. Pa, pa! Pa, pa! Cum știți, acesta este cel mai mai popular studio Sisambro și aici toți copiii vin și înregistrează piesele, mă rog, eu așa cred, dar eu personal vin aici și înregistrez și acolo este domnul Andrei. Nu mă vede nimic. Deci eu n-am prădare să înregistrez și mai încolo o să vină și Nicoleta, Liviu, Noua și alți prieteni și o să vă arăt direct de acolo. Prima frământare? Dacă și cu parcă se plimbau pe barcă. Dacă nu era parcă, parcă se neca. Veți în burci, porți, cupițe, bărăboațe, cu bubițe, văți volta de burzoi, veți bulbuca ce vă înțureți, văd băba, văd buluc, ha cealma ce buc, halmâc, hodorong, hadăr, pup. Hodorong, hadăr, hulduc, papa, las, papa, spup. Zi simplu, capra, crapă, piatră. Capra, crapă, piatră. Cupă cu capac, capac cu cupă. Cupă cu capac, capac cu cupă. Încă o dată? Cupă cu capac, capac cu cupă. Un tâmplar din întâmplare s-a lovit la tâmplătare. Un tâmplar din întâmplare s-a lovit... La tâmplătare. La tâmplătare. Yes, hai. Drept. Vise și dorințe noul an avem. Avem. Ar fi mai interesant dacă tu sfârșitul n-o mai faci. Avem. Avem. Dar rămâi pe E, nu pe un artist necătând cum se simte, trebuie să o facă bine. Fii atent. Hai. Visul meu e împlinit, pace, fericire și multă iubire. Fii să-ți artist durgălei. Fug. Sau aplauze. Fuge. Fuge traista. Eu pot să facă un. O să fie de astea, țânc, 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 țânc. Știi cum merge căruța lui Moș Crăciun? Aha. Cai. Dar opa, frățar! Nu mai vor să vină, nu mai vor să vină. Ok, deci noi suntem, pentru ce am spus de a treia oară, noi suntem la înregistrare. Ui.
Eu am registrat deja, dar acum e nervos. Deci trebuie să spun. Nu, că de asta are și bucățe că trebuie să cânti tu. Andreea, uitați ce bucățe că trebuie să cântați voi. Ia ca asta. Vine, vine, am nu de două ori. Iată așa. Da. Andrei, ia căștile, dezbrăcați, vă puneți în scurtele ca acolo în cuier. Pam, pam, moș Crăciun are un cadou. Pam, 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 bradul e împodobit. Pam, 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 visul meu e împlinit. Traiul meu e împlinit. Da. Nu știu. La Liviu, el a întrebat pe Liviu, nici el nu știe. M-ați repetat acasă. Păi nu, tata, nici nu știam. Neamul nou, moș Crăciun are un cadou. Bradul e împodobit. Visul meu e împlinit. Bradul e împodobit. Visul meu e împlinit. Papa. Uite ce să fac acolo, să-ți uitați. Te aud atât de bine. Hai, Liviu, ce? Liviu! Stai! Ei, bine! Vine, vine anul nou, Moș Crăciun are un cadou. Hai, hai! Fiți atenți! Vine, vine anul nou, Moș Crăciun are un cadou. Da, mulți! V-ați grăbit? Acasă, acasă, toți acasă! Vrei să te arăt acum pijun? Vrei? Ești foarte bun. Hey, prieten! Asta, adică, excuse me, please. Salutare, Cașcă! Sunteți pe canalul Ceau Patricia. Mâine, adică astăzi, ne ducem la repetiție la System Bro să ne repetăm, să repetăm pentru noul nostru concert de mâine la Miscoreni. Noi suntem întârziere. A, întârziere! Care-i codul? Sus. Ei, nu. Sora mea scută, la țânsă. Mulțumim. Mulțumim. Aici făceam repetiție că ești. Mm-hmm.
dar 3 secunde. Tu obosti și mai mult, și mai mult, mai mult din emoții. Că să scargă unul în palată și o să fie mișcă de asta, da? Găsește-ți 3 secunde ca să-ți pui toate gândurile la loc. Hai! Concertul trece în cap, da? Okay. Fiecare pas, fiecare cuvânt, spune-ți, a, nu, stai și nu, dacă tot așa spune, tot așa, da? Încearcă singur pentru tine să-ți faci un scenariu, da? Bună dimineața, Gașcă! Dar e Gașcă! Sunteți pe canalul Ceau Patricia. Astăzi vom merge la concert! Yeah! Vom merge la concertul din Nisporeni. Toată Gașca, cu Nicoleta, cu fetele de la dansul, cu Liviu, cu toată lumea. Cei care nu vor putea să ducă la concert, o să primiți concertul de acasă. Ok. În curând ne vom întâlni cu Nicoleta și cu Liviu. Da, suntem aici parcați fix lângă linia ăla. La Nisporeni sunt eu. Exact.
Bravo. Salut! Hello! Cum dispoziția? Gata de concert? Da! Asta dispoziție la tine! Da, eu sunt gata de concert. Bun, m-am spărit, nu! Da, da, deschide ușa! Deschide ușa! Da! Ce frumos, pe care acum o să-l este luminat, așa? Nu? Da, tu, unicul, n-ai uitat mie? Patricia, eu am vrut să leu, dar mă m-am oprit. Cine sunt? Andrei Boaghe. Domnul producător. Da, Andrei. Ce e la voi? Da, noi ne-am întâlnit cu Liviu și cu Nicoleta. Și ne pornim din Dumbrava de aici. Salut! El e băiețelul Liviu, da? Litera B să începem? Da, știu că cu B. Da, nu, nu. Berlin. Bravo, Berlin. Este Berlin. Belgia. Bruxelles. 1-1. Wow. Bună ziua. Provocare. Liviu, eu spun o frământare și Liviu trebuie să o repete, da? Hai. Papucar, papucărește, papuci, papucărește. Dar papucărea asta nu fac papucării, eu papuci papucarului. Papuci, papucarului. Bine, atunci cupă cu capac, capac cu cupă. Rica nu știa să zică rurătușcă rămânică, dar de când băiatul învață poezie spre arață, Rica învăța să zică rurătușcă rămânică. Rica nu știa să zică Rica rămânică. Capitala Olandei. Amsterdam. Capitala Turciei. Alania. Ankara. Ankara. Capitala Rusiei. Belarus. Băi, Moscova. Și șoate ai făcut când eram mitel? Când eram mitel aveam bicicletă și îmi place să fac trucuri pe dans. Și când mă rupea în cap cât ceva, ajungem acasă și mama rupea toate crengile pe mine. Jlup, jlup. Cu ea s-a sară la Luceafro? Dar voi știți unde trebuie să mergem? Dar noi mergem gârma voastră. Cele mai noi informații din Nisporeni. Sunt locuri frumoase, așa știi? Am plecat. Asta mă râș, la Chișinău mă râș. Asta e scena. Bine v-am găsit în Nisporeni. Doamne. Sunteți gata să ne distrăm împreună? Băi! Azi e ziua mea și mă simt bine. Toți prietenii sunt lângă mine. Nu zici că... Cura bom! Nicoleta mi-vrind! Ștefan cel mare. Dumnezeu sulești. Ia citesc mai atent. Alexandru cel bătrân. Da, pune-i sala. Bună ziua! Am intrat! Salut!
Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Сейчас мы на микрофон лезем, я вообще требую. Aveți o linie uță, ce e? Linia rămâne între voi. Cântăm o strofă? Aranjat frumos într-o linie aici. Un pas în spate și fac... Nu, un pas, Andrei. Bunjică! Vă propun să numărăm de la 5 până la 1 și să începem distracția! 3, 2, 1! Și azi e ziua mea și mai departe. Da. Să o cântăm împreună! Gașca mea, s-o cântăm împreună! 3, 2, 1! Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Aveți strambi de sus? Da, dar eu ne scot, eu mă stâng. Asta e cam anziu! Bye, bye! Suntem în culise la concert. Moscăciun, dintre noi doi puțin cliciți că ești tu. Este Agnes. Patricia! Patricia! Și? Alisa, Sevinș, Valeria, Agnes, Eva, Iuliana. Da pe mine! Da, tu ești un băiat! Patricia! Ah, domnul Andrei! Nicolove! Liviu! A, eu tot! Ai, nu pun de sub! E sub, așa! 3, 2, 1 și... Gașca! Gașca bădețul! Ninji! Abonați-vă la canal! Dansatori! Puneți like! Like, like! Subscribe! Abonați-vă și dați like la Ceaua Patrice, că e foarte superbă și frumoasă! Mersi! Ce v-ați cumpărat? Gata, gata, mama! Cu sclipici, am văzut. Cu sclipici. Cu sclipici. Cu sclipici.
acești pantaloni care au negru, sigur, adică sclipici, micul tricou. Ok, m-am dus să mă schimb. Băieți, interzis! Băieți, interzis! Cum fac fetele? Poți? Fetele dansatoare. O mare rugăminte. La concert. Ai avut un mare concert. Am mie. Fieteloar. Vă pun TikTok. Dar pun hai trageți cumva. Hai dă-mi mama copil. Ah, te ia. Dar nu ia, nu a toi luat. De mama copil. Nu așa, poți să tragi tu. Ce faci? Felicitări. Maria Margini. Felicitări Patricie și familie pentru videoclipul minunat. Sănătate și succes. Așa? Nu știu, așa niciodată n-am făcut TikTok. Super! Normal. Urmăritorile că noi suntem în live. Eu stau aici, da? Bună ziua, bine ați venit la show-ul. 51, normalna, brat. Salut, gașcă! Salut, copii! Salut, prieteni! Noi acum suntem în culise la concertul din Nisporeni! 103! Ia! Așa e? I-am băgat peste milion și arunc sutile peste geam. Eu arunc sutile peste geam. Da, Liviu. Hai, deci suntem pe repede. Suntem în culise acum și ne pregătim de concert, mă rog. Bună zi, te rog, Dana. Dana? Doamne, bună ferici. Te rog, scrie-mi. Andrei, doamna Andrei. Doamna Andrei, bună ziua! Bună, bună, Mica. Salut! Salut, ce faci? Bine, ne pregătim de concert. E cu noi. Ce faci? Ești? Ce faci? No, bravo. Felicitări. Eu am scris. Este o fată de la bravo. Eu am fost cu noi în România. Doamna Andrei. Pizza luăm. Pizza luăm. Fitor, de voie să faceți unghii când ați fițule mai mari. Sau știi cum e? Nu am voie. Când vrei. Cam spre anul. Depinde. Sau poate dacă vrei să-ți faci unghii. Nu. E ca și sac fetele de 10 ani în 2023. Că n-am văzut așa. Dar ce formă vreți? Ce formă vreți? Pătrate ori? Da. Eu vreau un pic așa, cam așa ceva unghii. Da, spiro. Eu am o fac la mine clasa. Eu vreau cam atât. Bine, bine, anul nou. Moș Crăciun arunca Thank you.
gașca mea. Cunoașteți? Îl cunoașteți? Haideți să cântăm. Gașca mea nu poate să stea liniștită nici o clipă. Mulțumim, Patricia! Iar copiii de la Emio Dance, nu știți și n-aveți idee cum li se storc hainele de transpirație. Pentru că Natasha Aikio nu e tare bine, da? Ok, nu-i Natasha? Da, în schimb, iată ce rezultat frumos. Acest spectacol muzical, Poveste de iarnă 2, îl oferim cu mare, mare drag publicului și copiilor din Nisporeni. Și ne bucurăm tare mult că sunteți aici într-un număr atât de mare. Noi vă mulțumim pentru prezență și vrem să mulțumim totodată și celor care ne-au ajutat ca acest spectacol să aibă loc. În primul rând, acestei săli, Luceafărul. Aplauze pentru gazda noastră. Și mulțumim, Patricia, pentru că a acceptat să vină, să vă facă bună dispoziție și să-i facă pe copiii să înțeleagă că ea este o fetiță vie, are carne, are oasă, are păr și are vlog și cântece frumoase. Aplauze pentru Ceau, Patricia! Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim întreg publicului și vă așteptăm la a treia ediție. La mulți ani! Și-am văzut o cale.
Patricia! Pa, pa! 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 P